scene șocante în Oradea, o persoană a murit arsă de vie în centrul orașului. Un trecător a văzut omul cuprins de flăcări. Un tânăr de 18 ani din Mioveni a fost găsit mort în apartamentul părinților săi. Nimeni nu își explică ce s-a întâmplat cu acesta. După cutremurul devastator, Turcia este lovită acum de inundații. Cel puțin 10 oameni au murit după ce apele au făcut prăpăd în două provincii din sud-estul țării. Irina Gologan vă prezintă Focus. Bun găsit, scene șocante la Oradea. O persoană a murit arsă de vie ieri seară în gangul unui bloc de locuințe. Apelul la 112 a fost făcut de un trecător care a văzut omul cuprins de flăcări. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cel care a sunat la serviciul unic de urgență i-a povestit dispecerului că a văzut și o persoană care ardea ca o torță în apropiere de locul în care au izbucnit flăcările. La fața locului au fost mobilizate două echipaje de pompieri militari din cadrul detașamentului 1 Oradea și echipajul de terapie intensivă mobil al SMURD. Pompierii au stins rapid flăcările, însă, din nefericire, victima nu a mai putut fi salvată. S-a constatat că o persoană era în flăcări. Colegii au acționat cu promptitudine și au reușit să stingă flăcările. Din nefericire, persoana era decedată. Asigurăm măsurile la fața locului, așteptăm să vină criminalistica pentru a continua cercetările. Moarte suspectă seara trecută în județul Argeș. Un tânăr în vârstă de 18 ani din Mioveni a fost găsit mort în apartamentul părinților săi. Deși a fost chemată o ambulanță, echipajul medical nu a putut face altceva decât să constate decesul. Polițiștii au fost și ei solicitați și au făcut cercetarea la fața locului. Apoi au dispus transportul trupului neînsuflețit la serviciul de medicină legală din Argeș, în vederea stabilirii cauzei morții. Părinții tânărului decedat sunt în stare de șoc. Vestea morții adolescentului a ajuns și la colegii lui de la liceul Iulia Zamfirescu din localitate. Nimeni nu-și explică ce s-a putut întâmpla. Băiatul de 18 ani urma să dea bacalaureatul anul acesta. Accident cu o mașină de poliție în județul Arad. Autospeciala s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț. S-ar fi aflat în misiune când, într-o depășire, agentul de la volan a pierdut controlul. Deși poliția susține că sirenele acustice erau pornite, martorii spun cu totul altceva. Accidentul a avut loc în comuna Șagu. Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum mașina de poliție depășește pe linie continuă coloana de autovehicule. Însă, la un moment dat, acroșează un autoturism care venea din sens opus, condus de o femeie. Polițistul trage de volan spre dreapta și ajunge în șanț. S-a stabilit că o auto specială de poliție se deplasa pe drumul național 69 în interiorul localității Șagu, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase. Măsura absolut necesară atunci când în localitate se depășește pe linie continuă o coloană de mașini. Însă și martorii și imaginile arată altceva. O mică bubuitură și niște frâne. Ați auzit și sirenele poliției? Nu. N-am auzit nimic. Am fost în casă, sus în cameră și zice că polițaia ar fi fost de vină. Ați auzit sirena sau ceva? Nu, n-am auzit nimic. Polițiștii au revenit la fața locului și au făcut din nou măsurători. Inspectoratul județean de poliție susține că vina îi aparține șoferiței. Un autoturism care se deplasa din față nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers, intenționând să intre pe o stradă laterală în partea stângă. Polițiștii implicați în accident nu au fost răniți. Șoferița din mașina acroșată s-a ales cu o amendă pentru că le-ar fi tăiat calea. Descoperire macabră pe malul unui pârâu de la marginea Piteștiului, lângă autostrada A1 București-Pitești. Un bărbat de aproximativ 50-60 de ani a fost găsit mort, dezbrăcat complet de la brâu în jos. Trupul bărbatului a fost observat de un lucrător de pe o platformă din zonă, care a alertat imediat autoritățile. Nu se știe deocamdată cine este bărbatul, deoarece nu au fost găsite acte asupra lui. Personalul medical solicitat la fața locului a examinat cadavrul și a concluzionat că omul murise de cel puțin o jumătate de zi. Trupul a fost dus la medicină legală pentru necropsie, iar moartea este încadrată drept una suspectă.
Incendiu puternic în localitatea Vasluiană, Bursuci. Flăcările au făcut scrum în doar câteva minute un autoturism, un garaj, acoperișul unei anexe, dar și multe alte bunuri. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de la ISU Bârlad și câțiva voluntari. Până la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul a fost limitat de doi pompieri militari aflați în timpul liber. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric produs la compartimentul electric al unui autoturism. Statele Unite au șters datele sensibile de la bordul dronei MQ-9 Reaper prăbușită în Marea Neagră. Cum au reușit să facă asta? Aflați imediat la Focus. O fabrică mică din voluntari era kilometru zero al unei rețele internaționale de traficanți de droguri. Laboratorul clandestin producea medicamente care conțineau efedrină și pseudoefedrină. Din voluntari ajungeau în țări precum Cehia, Polonia și Slovacia. Acolo traficanții scoteau din comprimate substanțele și produceau metamfetamină, un drog periculos. În urmă cu un an, polițiștii din Europa dădeau alerta în România. Aflaseră că la noi în țară există un laborator clandestin care furnizează materie primă traficanților de droguri din străinătate. Anchetatorii români au mers pe firul datelor obținute și așa au ajuns la românul din spatele acestei rețele internaționale, Laurențiu Huică, administratorul uneia dintre cele mai mari fabrici de medicamente din țară. Era ajutat de un bărbat din Iași, Cristian Iosipescu, cu ani buni în închisoare la activ. Cei doi erau prieteni și se cunoșteau de mult. Au reușit să clădească un adevărat imperiu. Afacerea lor a avut un profit estimat la aproape jumătate de miliard de euro. Cei doi bărbați care conduceau gruparea se întâlneau inițial aici, la sediul firmei din București. Acesta este și locul în care se ocupau de logistică, stabileau rutele de transport și cantitățile de medicamente pe care urmau să le producă și să le trimită ulterior în străinătate. Activitatea firmei se muta ulterior la periferie, în voluntari. După ce stabileau un plan bine pus la punct, șefii grupării veneau aici, în voluntari, unde se află și laboratorul clandestin. Practic, în această fabrică produceau comprimatele care conțineau efedrină și pseudoefedrină. Aici, pe această stradă, zilnic veneau tiruri și mașini care preluau marfa. Un loc mic, pierdut printre case și blocuri. Oamenii din zonă spun că nu le-ar fi trecut prin cap vreodată că acolo se întâmplă ceva ilegal. Nu știam nimica decât câte medicamente. Poate nu din blocul ăsta, dar din celălalt, care spuneau că nu pot să doarmă noaptea din cauza zgomotului. Se făcea non-stop ceva? Normal, era non-stop, trei ture. Curios era că n-au nicio sigură, nici pe partea cealaltă, nici pe partea asta. Din când în când venea cu un tip, cu o guriță. Ce se întâmpla însă în fabrica din voluntari era doar o mică parte din activitatea grupării infracționale. Acolo erau produse comprimatele care plecau în Polonia, Cehia și Slovacia. Într-un singur an, polițiștii au interceptat 97 de tiruri care au livrat în aceste țări medicamente produse în România. Transporturile treceau fără probleme de controlul vamal, pentru că fabrica din voluntari era autorizată să lucreze cu efedrină și pseudoefedrină, două substanțe chimice care se regăsesc și în picăturile de nas. De la vamă, medicamentele erau duse inițial în Polonia. Comprimatele ar fi fost preluate pe teritoriul Poloniei de un membru al grupului infracțional organizat, cetățean polonez, care ar fi fracționat transporturile în cantități mai mici și ar fi organizat livrarea acestora către Cehia și Slovacia pentru distribuția către persoanele care ar fi folosit comprimatele în producția de metamfetamină. În doar 2 ani, cei doi români au trimis peste 168 de milioane de comprimate, din care s-ar fi produs aproape 5 tone de metamfetamină. În conturile membrilor din rețeaua internațională au ajuns sute de milioane de euro. Menționam că prețul unui kilogram de metamfetamină este aproximativ de 40.000 de euro la vânzarea în gro, iar pentru un gram de metamfetamină, prețul de vânzare este cuprins între 70 și 100 de euro. În urma perchezițiilor de la începutul lunii martie, autoritățile au confiscat aproximativ 3 tone de efedrină, mai multe loturi de medicamente, documente și suma de 600.000 de euro. Dosarul este foarte amplu, iar polițiștii spun că ar exista mai multe țări în care cei doi inculpați, arestați acum pentru 30 de zile, ar fi trimis astfel de comprimate. Trei dintre agresorii băiatului de 12 ani din Bacău, închis și umilit într-o cușcă de metal, vor fi trimiși în judecată. Pe numele lor, oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și lipsire de libertate. Un an de zile fără rezultate, tatăl victimei și-a căutat dreptatea peste tot și spune că nu se va opri până ce agresorii nu vor fi judecați. Mi s-a
spus că nu se știe dacă le va trimite la acești agresori mandat de arestare, dar vă informez că am să mă lupt cu morile de vânt, pentru că nu se poate. Este distrugat la cer, pentru că acești agresori sunt liberi, iar copilul meu este traumatizat. Copilul meu a rămas cu sechele, dar vă anunț că nu se poate așa ceva. Țapă de 85.000 de euro pentru un stomatolog din capitală. Un bărbat i-a luat banii și i-a promis că îi va investi într-o nouă criptomonedă care urmează să fie lansată. Cum i-au fost prezentate fel de fel de facturi și documente fictive, femeia, medic stomatolog, a acceptat să investească o sumă mare de bani în această afacere fără să-și dea seama că este de fapt păcălită. Bărbatul a fost reținut și este acum cercetat pentru înșelăciune și fals în înscrisuri. În perioada 2020-2021, sub pretexte false, ar fi reușit să determine o femeie să-i remită 85.000 de euro. În urma percheziției au fost ridicate mai multe bunuri și medii de stocare de interes pentru anchetă. Bărbatul a fost condus la audier și reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Statele Unite au șters de la distanță datele sensibile de la bordul dronei MQ-9 Reaper înainte ca aceasta să se prăbușească în Marea Neagră. Ștergerea softului a avut loc după întâlnirea dronei cu cele două avioane de vânătoare rusești de tip Suhoi 27. Vă reamintesc că avioanele rusești au deversat carburant în fața dronei americane de supraveghere marți, după care unul dintre ele a intrat în coliziune cu drona și a avariat elicea, obligând Statele Unite să o scufunde în Marea Neagră. Secretarul Consiliului Rus al Securității, Nicolae Patrușev, fost director al FSB, a anunțat ieri că Rusia va încerca să recupereze epava dronei. Statele Unite nu au nicio navă militară la Marea Neagră, ceea ce îngreunează o eventuală încercare americană de recuperare a dronei. Statele Unite au luat însă măsuri în vederea protejării informațiilor clasificate valoroase din dronă. Până în 2030, Republica Moldova ar trebui să reintre complet în sfera de influență a Moscovei. Acestea ar fi intențiile Kremlinului, așa cum au fost ele creionate în laboratoarele FSB și GRU și care au ajuns acum în posesia mai multor instituții media internaționale. Livia Graur despre planurile ruse elaborate înainte de începerea războiului din Ucraina. Documentul obținut de o asociere de jurnaliști americani și europeni și care se cheamă Obiectivele strategice ale Federației Ruse în Republica Moldova provine de la Direcția pentru Cooperare Transfrontalieră a Kremlinului. Este același departament care a elaborat o strategie similară pentru a anexa Belarusul. Sunt mai multe servicii de informații ale Moscovei care au contribuit la document alături de Statul Major General al Armatei Ruse, FSB, SVR, GRU. Moscova, spune documentul, își propune să obțină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Economică Eurasiatică, condusă de Rusia, răspunsul Moscovei la Uniunea Europeană și la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, versiunea sa de NATO. Planul urmărește neutralizarea oricăror acțiuni ale guvernului moldovean de a expulza prezența militară rusă din Transnistria. Din punct de vedere al conținutului, al ideilor, nu este nimic nou. Ceea ce este interesant, sigur, este apariția acum acestui document, că clar, publicat pe larg în presa internațională, cu detalii, cu termene. Sunt clare intențiile regimului Putin de recuperare și restaurare a sferei de influență a Moscovei, în cel puțin în spațiul fostului Imperiu Sovietic. Planul pentru Republica Moldova este împărțit în trei capitole diferite: sectorul politic, militar și de apărare, sectorul umanitar și sectorul comercial și economic. Fiecare are repere și termene. Le luăm pe rând. Sectorul politic, se arată în document, trebuie destabilizat cu proteste plătite. Și ne aducem aminte, există tot felul de acuzații pe care le auzim de o lună. Maia Sandu, președintele moldovean, a acuzat direct Moscova că a complotat pentru a-i răsturna guvernul. Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului și luare de ostatici. Prin acțiuni violente, mascate sub proteste ale așa numitei opoziții, ar urma să se forțeze schimbarea puterii de la Chișinău.
Se adaugă aici protestele antiguvernamentale susținute de partidul oligarhului Promoscovitșor, care au zguduit Moldova în septembrie anul trecut și au continuat toată iarna pe fondul unei crize energetice în țară care era dependentă de gazul rusesc. În plus, mai multe instituții au raportat că partidul Șor, condus de oligarhul pro-rus Ilan Șor și numit după acesta, a plătit protestatarii pentru a se prezenta la demonstrații. Sectorul umanitar acum, despre care se spune în dezvăluire că ar fi propice spionajului și propagandei. Conform documentului guvernului rus obținut de jurnaliști, strategia Kremlinului urmărește neutralizarea încercărilor de a limita activitățile mass media rusești și prorusești în Republica Moldova și crearea unei rețele de ONG-uri care să promoveze dezvoltarea relațiilor ruso-moldovenești. Se adaugă extinderea oportunităților pentru elevii moldoveni de a primi educație în limba rusă. Strategia rușilor vizează și biserica, potrivit planului, până în 2030 își propun să acorde sprijin bisericii ortodoxe ruse în apărarea intereselor ortodoxiei canonice în Republica Moldova, scrie Rise Moldova. A treia cale, Transnistria. O problemă nerezolvată pentru Kremlin este conflictul înghețat din Transnistria. Provincia separatistă de 1600 de kilometri pătrați, situată între malul estic al Nistrului și granița moldo-ucraineană, unde sunt staționați sute de soldați ruși. Ce și-ar mai dori Moscova, conform documentului, ar fi contracararea influenței NATO și a României. Ucraina nu cedează în fața Rusiei. Forțele armate ale Kievului rămân pe poziții în Bahmut și luptă până la ultimul soldat, deși rușii au încercuit orașul aproape în totalitate. În timp ce plouă cu bombe și victime, Rusia se laudă cu o economie înfloritoare. Cel puțin, asta este versiunea președintelui Putin în timpul unei vizite de lucru într-o uzină siberiană. Мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Ведь на что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через 2-3 недели или через месяц? Вот что. Вот на что был расчет. Расчет был на то, что остановится предприятие в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы. Выйдут на улицу, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет. Destinația lui Putin nu a fost deloc întâmplătoare. Prezența liderului de la Kremlin într-o fabrică ce produce elicoptere se vrea un semnal că industria militară a Rusiei nu a fost îngenunchiată de sancțiunile occidentale. În fața câtorva zeci de muncitori atent selectați, președintele rus a reluat teza potrivit căreia însăși existența țării e amenințată de NATO. Între timp, la Bahmut se duc cele mai feroce lupte. Uzina metalurgică Azom e pe cale să devină noul Azovstal. Вони з часом теж намагаються адаптуватися, підтягуватися під реальність. Тобто зрозуміло, що це завдає нам великих проблем, тому що треба думати на декілька кроків вперед, як зробити щось, ну, провести якусь вдалу операцію, при цьому ще і не дати зрозуміти ворогу, як ми це робимо. Forțele Kievului, aproape încercuite, refuză să cedeze, însă orașul devenit simbol al rezistenței. Провів сьогодні засідання ставки, доповіді глав і Бахмут. Є чітка позиція усієї ставки посилювати цей напрямок, знищувати окупанта по максимуму. Poliția a evacuat și ultimii civili rămași în zonele extrem de periculoase din Donetsk, printre ei și o fetiță de numai câțiva ani. Și în Herson, bombele cad cu nemiluita. Regiunea a fost lovită de 78 de ori în ultimele 24 de ore, iar pierderile umane de ambele părți sunt uriașe, atât în forțele armate, cât și printre civili. Doar în ultima zi, trei oameni nevinovați au fost uciși, iar alți 20 au fost grav răniți. În ciuda atacurilor necontenite, rușii nu au reușit câștiguri teritoriale semnificative. Ofensiva de anul acesta le-a adus un avans de numai 0,04% din teritoriul controlat de Kiev. Cazinoul din Constanța este renovat în proporție de 70%. Când se va încheia renovarea, aflați imediat la Focus. Cazinoul din Constanța prinde o nouă... Când viața e aproape de final, orice alinare contează. Când boala se poate vindeca, orice încurajare este importantă. În România însă, psihologii lipsesc din secțiile de spital.
La Institutul Marius Nesta din capitală sunt tratați sute de pacienți cu boli grave. Unitatea medicală are însă un singur psiholog în ambulatoriu. Legea nu prevede angajarea unor astfel de specialiști în secțiile de spital, iar cei care lucrează zilnic cu pacienții vorbesc despre necesitatea sprijinului psihologic. Este extrem de important să avem un psiholog în echipă, ca o mângâiere, o mână pe care o strângi sau o voce de încurajare, de optimism pe care îl ofer pacientului. Este ceea ce poate să schimbe evoluția pacientului și să-i redea speranța că lucrurile pot să evolueze spre mai bine. În spitalele din România nu există psihologi nici măcar în secțiile de oncologie și terapie intensivă. Terapie intensivă nu înseamnă întotdeauna moarte. Însă suferința este atât de mare încât toți cei implicați în îngrijirea unui pacient din terapie intensivă iau cu ei acasă tot ceea ce au văzut în ziua respectivă. Și pentru familie e nevoie de consiliere, mai ales când veștile sunt dureroase. Un psiholog, cineva care are instruire în acest sens, știe să abordeze altfel aparținătorii, știe să comunice altfel cu ei și poate că poate nu e cea mai fericită exprimare, dar ar mai îndulci într-o oarecare măsură pilula aceasta foarte amară. Cred că ar fi necesar. Mai ales când este o problemă mai gravă de sănătate. Pacienții bolnavi chiar au nevoie de susținere pe partea asta de emotivă. Un pacient aflat în stare gravă sau în orice stare ar fi atunci când ajunge la spital este speriat. Alinarea, vedeți, o aduce Dumnezeu prin oameni și este necesar să fim cât mai des în preajma pacienților. În unele situații, epuizați de lupta cu boala, dar și de durerea psihică pe care o resimt, pacienții cheamă psihologi din afară. Am fost chemată în spital, se temea evident de moarte și se temea să doarmă, nu putea dormi, nu se putea odihni, pentru că avea impresia că nu se va mai trezi. Astfel de temeri îngrozitoare trec zilnic prin mintea oamenilor grav afectați de boală. Uneori, țin emoțiile ascunse de membrii familiei, ca să nu-i afecteze. Discuția cu un psiholog le poate aduce alinare. Ceilalți bolnavi care nu au neapărat această perspectivă a morții, a dispariției, au nevoie să se simtă încurajați. Pentru că de foarte multe ori, în spital, după operație, într-o secție ATI, ți-e frică, ești stresat. De altfel, și studiile recente arată legătura dintre starea emoțională a bolnavului și evoluția sănătății. Turiștii care vor ajunge în această vară pe litoral în Constanța sau în Mamaia vor plăti pe lângă sejur și o taxă turistică. Se mai numește taxa de oraș și este de 1% din valoarea totală a sejurului. O taxă identică era plătită până acum de hotelieri, însă patronii vor ca povara să fie mutată la turiști. Nu la 100% din costul vacanței va fi suma achitată de turiștii care vor ajunge la Constanța sau Mamaia. Banii, plătiți până acum de hotelieri, ar fi trebuit investiți în promovarea celor două localități. Mare lucru nu s-a întâmplat, dacă ne gândim că nici Constanța, nici Mamaia nu au fost prezente la târgul de turism de la București din februarie. Acum însă, edilii vor mai mulți bani ca să facă reclamă stațiunii Mamaia, așa că au gândit noua taxă, City Tax sau taxa de oraș, pe care voiau să o ia tot hotelierilor în numele celor care îi vizitează. Hotelierii s-au revoltat însă. În momentul de față, există o solicitare nouă din partea patronatelor pentru a muta această taxă de la operatorii economici către turiști, să se achite 1% din taxa, din valoarea fără TVA a cazării, de către turiști. Așa a venit propunerea de la patronate. Noi dorim, așa cum am stabilit de prima dată, să apară City Tax, cum este în toată lumea, în orice stațiune, în orice oraș, reședință, dacă vreți. Angajații primăriei Constanța lucrează la proiect și spun că taxa va intra în vigoare la mijlocul lunii mai. Va scumpi vacanțele, spun hotelierii, dar nu din cauza lor. În acest moment, hotelierii vor ca turiștii să știe clar cât va fi acea taxă, să fie afișată la loc vizibil, astfel încât omul să știe cui o plătește, adică municipalității, și cât plătește. Acest City Tax, care există peste tot în lume și în Uniunea Europeană, să fie 1% din valoarea nopții de cazare, fără mic dejun, și să fie colectată de la turist. Deoarece este o taxă distinctă, aceasta trebuie colectată ca atare.
Toți banii din taxa turistică vor ajunge în contul nou înființatei organizații de management a destinației Mamaia Constanța. Autoritățile estimează că anual se vor aduna de la turiști câteva sute de mii de euro, la care se adaugă taxa plătită de hotelieri, de 3-400 de mii de euro pe an. Astfel, primăria va încasa mai mult de o jumătate de milion de euro. În toate țările din lume se plătește o taxă de oraș, taxă de promovare, dar aceasta este în funcție de atractivitate, de cât de faimoasă este destinația și, bineînțeles, este contorizată prin numărul de turiști. Prin urmare, la vară, turiștii care ajung în Mamaia vor achita taxa de pod de la Fetești, taxa de stațiune, dar și taxa de parcare. Cazinoul din Constanța începe să prindă viață. Clădirea este renovată în proporție de 70%, însă mai are de așteptat până la restaurarea completă. Ultimul termen înaintat de autorități, primăvara lui 2024, ar putea fi depășit cu încă un an. Prețurile materialelor de construcție s-au modificat, iar estimările arată că acesta ar putea depăși 100 de milioane de lei. Cândva, în perioada interbelică, faleza din Constanța arăta așa. Clădirea cazinoului, inaugurată în 1910 la inițiativa regelui Carol I, domina peisajul Constanței și devenise simbolul celui mai mare port al României. Bijuteria Art Nouveau a fost apoi, pe rând, lovită și dărâmată, precum întreaga societate de comunism. Renovată în anii 50 de deținuți politici de la Canal, care și-au lăsat durerea scrisă între cărămizi, cazinoul a mai suportat câteva încercări stângace de renovare la începutul anilor 90. Apoi a fost lăsată de izbeliște. O nouă speranță și un nou proiect al Companiei Naționale de Investiții au apărut în anii 2020. Renovarea trebuia terminată, conform proiectului inițial, în toamna lui 2022. Dar cum pe măsură ce lucrau, constructorii au găsit mai multe stricăciuni decât luaseră în calcul, termenele s-au schimbat rând pe rând. Următorul, înaintat de Compania Națională de Investiții, a fost prima jumătate a acestui an, apoi finalul lui și în cele din urmă iunie 2024. Numai că și acest termen pare să fie sub semnul întrebării. Lucrăm de 3 ani de zile, consolidarea este gata, dar cel mai greu, renovatul și schimbatul tuturor elementelor decorative, cel puțin un an, jumătate, doi, va mai dura această lucrare. Doar pentru refacerea unei singure piese este nevoie de luni de zile. Pe unele, de-a lungul timpului, au fost adăugate și 5-6 straturi de vopsea. Ele trebuie curățate. Alte piese trebuie reîntregite, iar în unele cazuri sunt turnate de la zero. Este coșul cu flori, care în sala mare e pus în 4 colțuri. Tot dumneavoastră refaceți și stucaturile sau stucaturile, numai? Tot ce e parte de ipsos sau parte de beton, cum sunt berbecii, noi le-am făcut. Când au început lucrările de reabilitare, constructorii au realizat că una din lateralele cazinoului era în pericol de prăbușire. Suntem în vechea sală de restaurant și vedeți, și dacă vă uitați la golurile acestea care sunt spre mare, au fost decupate. Sala asta era împărțită încă în două. Nu? Avea niște separeuri, avea niște stâlpi. E, toate acestea erau butaforii, adică nu a existat în proiectul lui Daniel Renard. Bijuteria arhitecturală este aproape zilnic admirată și fotografiată de cei care se plimbă pe faleză. Constanțenii și turiștii speră ca muncitorii și arhitecții să reușească să aducă această clădire la adevărata ei valoare. Se vede că s-a lucrat la el. Și foarte frumos. L-am văzut și au început să dea și schelele de jos. Mie îmi place foarte mult. Contractul pentru consolidarea și restaurarea cazinoului din Constanța a fost semnat în 2019, iar în 2023 au pornit lucrările. Valoarea inițială a fost de 56 de milioane de lei, dar intervențiile suplimentare au făcut ca prețul să crească la peste 80 de milioane de lei. Din estimările Ministerului Dezvoltării, ele vor depăși 100 de milioane de lei. Brian May, chitaristul trupei Queen, a devenit cavaler al Ordinului Imperial Britanic. Cum a decurs ceremonialul? Aflați imediat la Focus. După cutremurul devastator, Turcia este lovită acum de inundații. Cel puțin 14 oameni au murit după ce apele au făcut prăpăd în două provincii din sud-estul țării, grav afectate de seismul de luna trecută.
Nenumărate clădiri au fost inundate, iar eforturile de salvare și căutare a persoanelor dispărute continuă, deși echipele sunt îngreunate foarte mult de condițiile meteo. Apele s-au revărsat exact acolo unde mii de oameni au rămas fără un acoperiș deasupra capului, acolo unde în urma seismelor 48.000 de suflete au pierit. Cei care au rămas fără un acoperiș se adăposteau în corturi, dar acestea au fost inundate. Acum sunt din nou sub cerul liber. A fost a opta zi de grevă în Paris și în marile orașe din Franța. Oamenii au oprit din nou lucrul, revoltați de propunerea guvernului, care vrea ca vârsta de pensionare să crească de la 62 la 64 de ani. Și în Marea Britanie au avut loc cele mai ample proteste din ultimii 40 de ani, chiar în ziua în care ministrul finanțelor a anunțat planul de buget pentru anul acesta. Un persoană care face echipă, care face nuit. On va l'obliger à faire 2 ans de plus, c'est honteux. Et je pense aussi, en plus aux personnes qui sont dans les bureaux, il y a toute la charge, je dirais, psychologique. On dit on fait moins de travail physique, mais on sera, nous aussi, on devra s'adapter nous aussi aux nouvelles technologies qui avancent tout le temps. Hein, et 2 ans de plus, c'est pas acceptable. Et puis... În timp ce oamenii mărșăluiesc pe străzi, Parisul se neacă în gunoaie. Peste 6.000 de tone de gunoi stau nestrânse în capitala franceză. Turiștii care se află în această perioadă în Paris nu au parte de cel mai bun sejur din cauza tensiunilor. Cele mai importante sectoare sunt afectate. Au oprit lucrul și angajații din transportul public, feroviar și aerian, dar și cei din rafinării. Cu toții sunt hotărâți să se mențină pe poziții pentru a lupta împotriva reformei. Dépendra de ce qui va être fait à l'Assemblée et au Sénat dans les prochains jours. Je pense que c'est eux qui ont la clé. Si ils votent cette réforme, je pense pas que ça se passera très bien. Parce qu'on voit bien que les ouvriers, les bassins d'emploi sont remontés contre cette réforme. Proiectul de lege care prevede creșterea vârstei de pensionare urmează să fie examinat de o comisie parlamentară, însă guvernul poate impune legea fără un vot parlamentar, în baza unui articol din Constituția franceză. Sunt greve și în Marea Britanie, după ce inflația a ajuns la 10,5%. În total, peste 300.000 de profesori, peste 100.000 de funcționari publici, angajați ai căilor ferate și medici rezidenți, toți au refuzat să meargă la lucru și au luat parte la cele mai ample proteste din ultimii 40 de ani. E grevă generală și în Grecia, după accidentul feroviar în care și-au pierdut viața 57 de persoane. Sectoarele cele mai grav afectate au fost transportul public, terestru, cursele maritime și zborurile. Traficul feroviar va fi reluat treptat din 22 martie. Este panică pe piața bancară europeană. Acțiunile au scăzut puternic după ce Credit Suisse a pierdut peste 15% din valoarea de piață. Principalul acționar al băncii, Saudi National Bank, a anunțat că nu va continua să acorde sprijin financiar. Credit Suisse i-a cerut băncii centrale elvețiene să-și arate public susținerea pentru bancă. Bursele din toată lumea au scăzut puternic cu 5% ieri dimineață. Investitorii sunt speriați că problemele americane considerate locale se vor extinde în Europa. Brian May, chitaristul trupei Queen, a devenit cavaler al Ordinului Imperial Britanic. În vârstă de 75 de ani, May a fost înnobilat de regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham. Sir Brian Harold May s-a născut în 1947 la Londra, este muzician, compozitor și astrofizician. A devenit faimos la nivel mondial drept chitarist al trupei Queen. Cele mai cunoscute cântece ale sale sunt We Will Rock You, I Want It All sau The Show Must Go On. A primit distinția pentru serviciile aduse muzicii și pentru acțiunile sale caritabile. NASA a prezentat primul prototip al costumului spațial de generație viitoare. Acesta este special croit și accesorizat pentru primii astronauți care se vor aventura pe suprafața Lunii în următorii ani. NASA și Agenția Spațială Canadiană vor anunța în cel mult o lună numele celor 4 astronauți aleși să zboare anul viitor pe Artemis 2.
Real Madrid și Napoli s-au calificat în sferturile Ligii Campionilor. Cum a pierdut Liverpool pe Bernabeu, dar și în ce pericol este Benzema, aflați în scurt timp la Focus după publicitate. Rămâneți pe Prima TV. Vorbim acum despre vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Georgia Pietreanu. Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața, Irina! Bun găsit tuturor! S-a răcit, vremea este închisă, la munte ninge încă de azi noapte și s-a depus strat nou de zăpadă, iar în Banat și în Crișan este cod galben de vânt până astăzi la ora 6. Vorbim mai multe despre vreme imediat după generic. Mergem mai întâi pe continent. Va predomina vremea frumoasă în cea mai mare parte a Europei, excepție fac nord-vestul și sud-estul continentului, unde precipitațiile vor fi mixte. Temperaturile coboară ușor în partea central-estică și sud-estică, în timp ce în vest se mai încălzește. Astăzi la noi în țară se răcește simțitor, va ploua în sudul și sud-estul țării, în centru, nord-est și în zona de deal din vest vor fi precipitații mixte, iar la munte va continua stâningă. Spre seară, norii încep să se risipească în vest și nord-vest, iar precipitațiile se mai restrâng. Vântul va sufla mai tare în partea de vest, în est, în sud-est și la munte, iar maximele astăzi vor fi cuprinse între 2 și 10 grade. Mâine vremea se îndreaptă, dar dimineața va fi rece, asta pentru că și în timpul nopții valorile termice au scăzut destul de mult. Vom avea maxime cuprinse între 4 și 14 grade. Va mai ploua slab prin sud și sud-est, iar în Moldova, în Dobrogea, în estul Munteniei și la munte, vântul o să agite atmosfera. Sâmbătă vom avea vreme frumoasă, semn că această răcire nu a ținut mult. În regiunile intracarpatice va fi senin, în sud-est va mai fi norat, dar fără să mai plouă, iar vântul va mai avea ușoare intensificări prin Dobrogea, Bărăgan și sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 14 grade. În capitală s-a norat încă de azi noapte, iar astăzi nu o să vedem soarele și va ploua. Maxima va urca până spre 9 grade. Mâine vremea începe să-și mai revină, va fi norat, dar pentru scurt timp și temperatura mai crește, iată la amiază vor fi în jur de 13 grade. Sâmbătă se aseamănă cu ziua de vineri, adică vor mai fi unele norări după amiaza, dar vremea va fi în general frumoasă. La munte temperaturile scad destul de mult astăzi, o să ningă la predeal și la stâna de vale, iar la Sinaia va fi lapoviță. Ziua cerul va fi mai mult noros, iar în Carpații meridional se va depune strat nou de zăpadă. Acestea au fost informațiile despre vreme, ne revedem la rubrica Meteo la 19 și 10 minute. Vă aștept! În câteva minute, Raluca Alhadad vă așteaptă pe Prima News cu 3 ore de știri și dezbateri. Bun găsit, Raluca! Despre ce vorbești astăzi cu invitații tăi? Bună dimineața, Irina! La 9 discutăm despre ce înseamnă căderea dronei americane lângă peninsula Crimea. O să vedem dacă războiul intră într-o nouă fază odată cu acest eveniment pe care fiecare dintre părți îl descrie total diferit. La 10, transport și drumuri în România, capitole la care suntem din ce în ce mai pericol. Drumuri, poduri și căi ferate ca după război, autostrăzi noi închise pentru reparații imediat după alte reparații. Iar la 11 vorbim despre sprijinul emoțional pentru bolnavi și familiile lor în spitale. Vă aștept pe Prima News de la 9. Mulțumesc, Raluca, voi fi și eu acolo. Focus 8 se încheie aici, doamnelor și domnilor. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV. Livia Graur vă așteaptă la Focus 14. Noi ne revedem mâine dimineață la ora 8. O zi excelentă să aveți!